Nu pot să spun că aș fi nemulțumit după primele două etape, dar e clar că puteam să avem maximum de puncte. Asta mă deranjează, că am făcut egalul cu Metalul Globus, un meci pe care practic l-am avut în mână, mai ales că am ratat și un penalti în ultimul minut. La Slatina am fost supărat pentru că n-am știut să gestionăm, așa să zic, avantajul pe care l-am avut și am trăit periculos pe final. În loc să ne desprindem sau cel puțin să rămânem cu avantajul de celor două goluri, am făcut acele greșeli, am rămas și în inferioritate numerică, am pierdut și un jucător care este într-o formă foarte, foarte bună. Ne-am făcut meciul greu, așa, pe niște greșeli care nu trebuia să apară. N-am tratat serios ceea ce am spus și la meciul cu Metalul Globus. Mai mult concentrare. Cum se fac cei de la Cixerea? Au început sezonul, poate pe anul trecut. Da, sperăm să mai țină. Ca în sezonul trecut. Asta ar însemna să piardă și la noi meciul următor. Dar glumesc, am glumit acum. O să fie un meci greu. O echipă care n-a acumulat niciun punct după primele două etape, cu pretenții de play-off, așa că va veni să-și vândă scump pielea, mai ales că joacă și în Ghencea, pe acest stadion, contra noastră, toate meciurile vor fi grele. Dar sper că băieții au învățat din cele două jocuri, să tratăm, să nu mai fim așa superficiali în faza de finalizare și să rămânem concentrați până la final, să luăm cele trei puncte. Sunt convins că ai urmărit și celelalte partide din Liga 2. Care ar fi echipele cu care se bate Steaua pentru play-off? Nu știu cu cine, nu e prea devreme, adică să spun cu cine. Noi ne batem cu noi, pentru că eu am încredere în echipa noastră, că putem să batem pe oricine. N-ar trebui să, așa spun eu, calitatea jucătorilor, valoarea individuală, n-ar trebui să ne uităm la celelalte echipe, ar trebui să ne câștigăm noi jocurile și sigur, dacă vom face lucrul ăsta, vom fi în play-off. Așa, eu zic că sunt vreo 10-12 echipe care vor avea șanse la play-off. Nu pot să dau acum nume să spun exact, dar sunt 10-12 echipe. Care e situația lui Vali Vărbulescu, Beța și Vosea, când ar putea reveni din nou pe teren? Așa, ceva sigur nu pot să spun. Nici la Bustea, Beța, s-ar putea să dureze mai mult la Beța. Bărbulescu poate într-o săptămână să înceapă să intre ușor cu echipa, așa din ce am vorbit și cu doctorul. Acum depinde și de el cum o să se simtă. Ceilalți, Bustea face antrenament normal cu echipa, mai face separat, dar cred că mai durează până o să fie 100% să poată să joace într-un meci oficial. Jucătorii noi care au venit în această vară au adus un plus echipe, se vede asta de la mișa meci, însă n-a venit încă golul lui Ciunciucoc. Da, probabil e mai greu acomodarea lui la Liga 2, vine de la Liga 1, trebuie să se lovească puțin și de meciul ăsta de Liga 2, am și vorbit cu el. Poate a crezut că o să fie ușor, o să vină așa, vor să vină golurile și evoluțiile bune așa repede, fără să faci mare lucru. Adică i-am spus, trebuie să muncească mai mult, să se implice mai mult, pentru că Liga 2 e poate mai dificilă decât Liga 1 și trebuie să fii pregătit. Probabil că și-a dat și el seama și în următoarele jocuri poate o să și marcheze. În acest weekend începe și această nouă competiție, Liga de Tineret. Câți jucători vii trimite de la echipa mare? Sunt mulți care pot evolua la tineret. Da, am discutat. O să trimit pentru jocul, din prima etapă o să fie 4 jucători care vor merge acolo, o să fie Răducan, Marin, Erhan și Blaga, portarul. Cum te-ai acomodat aici la Steaua? Pot să zic că eram de-a locului, să zic așa. Mă cunosc cu foarte mulți dintre colegii mei actuali de dinainte și acomodarea mea a fost foarte, foarte ușoară. Chiar de la început m-am simțit ca și cum aș fi de mai mult timp aici. Ai evoluat la multe echipe din România. Ce înseamnă să joci pentru acest club? Păi, în primul rând, este un privilegiu, având în vedere condițiile de antrenament, stadionul pe care jucăm și, na, în primul rând, este Steaua și oricine își dorește să vină aici să joace, chiar și echipele adversare, când vin și joacă pe Ghencea, își dau viața cu noi. Ai simțit acest lucru?
Da, am simțit, mai mult în a doua repriză, că s-au pus pe două linii, dar na, din păcate nu am reușit să luăm cele 3 puncte în prima etapă, deși meritam asta, părerea mea. Cum vezi acest sezon de Liga a doua? Anul trecut ai reușit să o promovare cu Universitatea Cluj. Eu cred că va fi un sezon foarte echilibrat, oricare poate învinge pe oricare. Important e să fim constanți, să avem rezultate și ușor, ușor să ne distanțăm de echipele competitoare. Dacă se va modifica legea sportului, că te sigur ești că poți promova cu Steaua? 100% nu pot să spui niciodată, dar este un procentaj foarte mare. Pentru că avem un lot bun, o echipă competitivă, suntem competitivi pe toate posturile, avem dublări, eu zic că putem să facem o istorie anul ăsta.